peste așezăile din Țara Făgărașului, în anii 49-50 s-a pornit urgia. 15 ani avea să dureze îngenunchierea țăranului român. Colectivizarea a început cu aplicarea barbariei sovietice. Tot ce-ți aparține este al nostru. S-au revoltat țăranii din Lisa, din Breaza, din Pojorta, din toată Țara Făgărașului. Au pus mâinile pe arme și au fugit în munți să oprească fără de legea. Echipele de șoc ale securității și ale activului de partid năvăleau pe câmp și direct de la Treierat, cu patru puștii, confiscau recolta țăranilor. În toiul nopții, pe neașteptate, casele oamenilor erau supuse percheziților. Obligativitatea cotelor era explicată de securitate drept consecință a despăgubirilor de război către Rusia. Vocile din mulțime ripostau, dar Basarabia și Bucovina nu sunt o cotă destulă pentru nesățioasa Rusie. Nu pentru o lopată de rumenă pâine, nu pentru pătule, nu pentru pogoane, ci pentru văzduhul lor liber de mâine se vor ridica Gheorghe și Ion, țărani deveniți prin forța istoriei partizani. Ce nu știam până acum e că nu numai persoanele aveau deschise dosare de obiectiv, așa numitele DUI, dosar de urmărire informativă, ci și așezările. Un volum uriaș de muncă îl presta securitatea pentru a afla biografia fiecărui locuitor al comunei, familia lui, opoziția politică, cine erau cei care aveau reacții de opoziție, informatorii, tot ce mișca într-un sat trebuia înregistrat. Perioada comunistă a însemnat o adevărată dramă istorică pentru acest colț din regatul României, cu o veche tradiție de împotrivire la tiranie, cu o viață nealterată asemenea crestelor alpine. Un voievodat pe timpul lui Radu Negru, în secolul al XIII-lea, o țară în veacurile următoare, un județ, un district, un comitat făcând parte din Marele Principat al Transilvaniei. Făgărașul a devenit de nerecunoscut în 5 decenii de guvernare comunistă. I s-au otrăvit aerul curat, i s-au furat apele, i-au fost modificate hărțile. Aș vrea să vă spun că sunt mândru că sunt făgărașan, pentru că această zonă s-a opus cu arma în mână comunismului și cred că se face un act de dreptate prezentând acești oameni în adevărata lumină, pentru că ei au intrat în conștiința contemporanilor ca bandiți și este extraordinar de trist că nu s-a făcut prea mult pentru a se repara această imagine. Pentru că eu cred că un popor care nu-și respectă și nu-și cinstește eroii și martirii își pierde dreptul moral de a exista. Populația în întregime s-a opus comunismului. Chiar cei din satul meu, deci toți bărbații au fugit în 52 în munți pentru a evita colectivizarea forțată a regiunii. Deci acești oameni s-au sprijinit pe populația locală, altfel n-ar fi existat. Și n-ar fi durat așa un spațiu de timp. Un spațiu așa de mare de timp. Și ar mai fi de observat faptul că aceste zone în care s-a luptat acum împotriva comunismului au fost și s-au împotrivit în decursul istoriei tuturor invadatorilor. Și toți au lovit cât au putut de tare în aceste zone. Dacă ne uităm pe hartă, o să observăm că comunismul s-a răzbunat cumplit pe aceste zone unde împotrivirea a fost, deci a avut mari proporții. Au construit în aceste zone deci industria cea mai poluantă, n-au luat niciun fel de măsuri pentru protecția mediului și a populației. O să vedeți că această industrie este amplasată în Maramureș și la Baia Mare, este amplasată la Zladna, în Munții Apuseni, este amplasată aici la Făgăraș, unde puteți observa câte
deci substanța aruncă în atmosferă combinatele chimice. Deci comunismul cu arma lui morală, internaționalismul proletar, a lovit în zonele românești, puternic, în zonele care tot timpul s-au împotrivit. Eu m-am născut în 1948 și ca și copil nu l-am cunoscut pe tata, pentru că după un an și jumătate tata a plecat în munți și noi ochii i-am deschis pe chipul mamei și cu chipul mamei am rămas. Mai am un frate mai mic decât mine, deci în 1950 tata nu mai era pe acasă decât din spusele mamei, decât foarte rar și pe ascuns, noaptea mai mult. Am copilărit la Pojorta, de unde mama s-a și măritat, dar foarte puțin amintiri de acolo nu am, pentru că eram mult prea mică, 2-3 ani, nu țin minte. Și după urgia a început asupra familiei, asupra mamei, asupra socrilor și atunci mama a hotărât să vină la părinții ei în satul Ludișor. Și a venit cu noi acolo, cu doi copii mici și s-a mutat urgia la Ludișor. Și la Pojorta, dar și la Ludișor. Și a început prigoana asupra familiei, asupra familiei lărgite. Nu numai asupra noastră, asupra fratelui, mamei, asupra unchilor, verilor. Îmi amintesc asta, poate aveam 6 ani, 5 ani, când intrau cei de la securitate sau de la miliție, nu mai știu eu, intrau în poartă cu o mașină puternică și intrau cu viteză ca să ne sperie și imediat trebuia să se deschidă poarta să intre. Deci îmi amintesc aceste lucruri. Și știu că noi stăteam undeva într-un colț și asistam la bătăile care le lua mama și bunica. Bunicul deja era arestat. Și rămâneam zile întregi acasă, eu cu fratele, și singuri. O lua pe mama, o aducea o zi, două la Făgăraș sau așa ceva. Bunica, de asemenea, pe altă parte. Și rămâneam acolo singuri, fără niciun sprijin, fără niciun fel de mâncare, foc. Copii ai nimănui, ce să vă spun. Nimeni nu ne intra în curte pentru că tot satul era speriat de ce se întâmpla. Întreaga comunitate suferea. Da, tot satul, absolut. Nu venea decât o vecină ne mai dădea pe ascuns câte un pahar de lapte și ne spunea să avem grijă cum facem focul, că pe vremea aceea nu exista decât foc făcut cu lemne și mie îmi spunea că eu eram mai mare, ai grijă să nu cumva să aprinzi focul, să aprindeți casa. În orice caz, eu mi-a fost foarte frică și de atunci eu am rămas cu o frică, deci a intrat în mine o teroare așa. Și mi-era și urât, și frică. Ce să vă spun, am fost terorizați. Fratele meu măcar a fost mai mic și el nu știe atâtea. Dar eu le-am trăit astea pe pielea mea. Nu vă mai spun anii de școală. Anii de școală care au fost... Eram niște copii pătați. Zicea, pui de bandit. La școală ne-o chinuit și pe mine și pe fratele meu. Notele le luam cum vroia fiecare dascăl. Cum vroia fiecare, așa ne dădea note. Nu era după merit sau ceva. Noi am stat acasă, nu ieșam nicăieri, să știți, copilăria noastră a fost mai mult în curte. Pentru că toți copiii auzeau în familie și se uitau toți la noi. Și de frică, și de... Eram pătați și cum zic, terorizat cât se poate de mult. De ce credeți dumneavoastră că s-a abătut asupra comunei această ofensivă a securității pentru lupta de partizan, pentru că existau partizani? Deci, ce să vă spun, deci ei aveau un țel. În primul rând, mai încoace așa, în ani, au început colectivizarea și ei se opuneau acestei colectivizări. Mai departe, dar chiar înainte, cotele mari pe care le plăteau bunicii și părinții, nu se mai putea. Și plus de asta, ei vedeau și ei că regimul care era atunci nu era un regim
favorabil comunei și favorabil oamenilor. Ei s-au dus pentru toată lumea, nu pentru noi, că nu, pentru noi nu aveau ce să facă. Dacă, făcea, dacă le ieșea, ieșea pentru toată lumea, pentru, poate pentru țara întreagă, că doar și în alte părți s-au ridicat, nu numai ei. S-au ridicat. Erau niște oameni foarte credincioși, deci nu au avut alt scop decât acela să se termine cu socialismul, atunci era, și după aia comunismul. Spuneți-mi, cum ați aflat, dacă ați aflat, aveați 9 ani de moartea tatălui? Îmi aduc aminte, a venit o hârtie și un pachet la părinții tatălui, la Pojorta. Și a venit cineva de la Pojorta și a zis, uite, credem că Ghiță trăiește, că ce am auzit, deci, că a venit pachetul. Și în pachet erau haine, erau pantaloni rupți și cusuți și ei se sfăteau, părinții și bunicii, zice, asta este cusătura lui Ghiță. Noi știm că era tare de baci în toate cele. Asta e cusătura lui. Niște pantaloni strânși așa jos și mai aveau un fel de trăistuță. Parcă acum o văd. Un fel de trăistuță verde, o agățat de umăr și aia au venit și pantalonii. Și o hârtie că a murit. Atât, în la Jilava. Și atunci mama a zis, nu cred. Nu cred. Mama toată viața o așteptat să vină. L-a așteptat. Nu l-am cunoscut, dar din spusele vecinilor și acum, care mai trăiesc oameni în vârstă, era un om foarte frumos, un om harnic și, deci, un temperament mai vulcanic, așa pot spune. Vorba era vorbă. Dau era da și nu era nu. Deci un hotărât. El, dacă începea ceva, până la capăt se ducea, indiferent ce sfârșit avea. De aceea, probabil, că n-a dat înapoi și să vină acasă din munți, deși mama îl ruga, haide că ai 2 copii. Și ce fac eu? A zis, mergem până la capăt. Mama avea 17 ani la căsătorie. Da. S-a mai recăsătorit vreodată? Mama avea 17 ani la căsătorie, adevărat. Nu numai că nu s-a mai căsătorit, pentru că ea l-a așteptat până la moarte. A zis, mi-a spus mie, toată viața mea n-am mai avut zâmbet pe buze. Eu am fost tristă o viață întreagă. El a stat 5 ani în munți și 2 ani în pușcărie, deci ar fi 7 ani, dintre care 5 ani cu arma în mână, deci ei au fost înarmați. N-a omorât pe nimeni, n-a făcut nimănui niciun rău, el și-a apărat satul, țara. Rânduieli de proprietate, da, proprietatea, pământul. Sigur, tot, absolut. Dumneavoastră, în evoluția ulterioară, profesor de biologie și director de școală, ați putut vorbi copiilor despre sacrificiul lor? Nu, doamnă. Nu am putut să vorbesc, pentru că nouă ne-a fost frică până în 89 și după aceea. Pentru că dacă s-ar fi știut cine sunt, că sunt fiică de partizan, poate nici n-aș fi putut să fac nimic. Nimic. Deci cei care erau din sat și mă știau, n-au făcut nimeni nicio referință proastă și eu mi-am văzut de treaba mea, mi-am făcut școală cum am putut, a trebuit să mă înfiez ca să-mi pierd numele de hașu. Cine v-a înfiat? O mătușă, o rudă mai de departe m-a înfiat ca să-mi pierd numele, că altfel n-am putut nici eu, nici fratele să mergem la școală. Deci școala generală am făcut-o așa cum am putut, iar la liceu nici nu poate fi vorba. Când au văzut dosarele, ne-au refuzat. Nu mai sunt locuri, așa ni s-a spus. Și atunci m-am fiat o mătușă și am plecat de aici, am plecat pe la Brașov, pe la Ploiești. Și m-am fiat și am trecut pe alt nume. Și după aceea a trebuit să mă desfiez când m-am înscris la facultate, pentru că ruda aceea avea un salariu bun și eu trebuia să plătesc. Și ea nu era dispusă să-mi plătească și atunci m-am desfiat
Am zis, eu mă desfiez și duc de la mama o adeverință care avea mai nimic salariu și nu mai plătesc, că n-aveam bani să plătesc. Și atunci eu m-am desfiat și n-am mai avut nimeni treabă, că în Brașov nu m-am mai căutat. Mi-a spus că mama, care a murit acum 2 ani, la 91 de ani, până în ultima clipă a sperat în întoarcerea lui Gheorghe. Da, așa este. Când a venit prima dată domnul Gravrile la noi, în 91 sau chiar 90, nu mai mi-aduc aminte, eu i-am deschis poarta, era seara, și vă spun sincer, am crezut că e tata. Am deschis, m-am uitat, deși nu semăna, dar am început să tremur, așa, m-am emoționat, el mi-a spus, sunt Ogoranu, nu i-am zis, nu cred, da. L-am stat așa și am zis, haideți înăuntru să vă văd mai bine, că era noapte, întuneric. Și a văzut-o pe mama și după aceea mi-am dat seama că dânsuiești. Am zis, da, tata. Deci până atunci, cel puțin, eu am crezut că este tata, vă spun sincer. Și Gavril a putut să vă spună adevărul. Da, a stat toată noaptea și o povestit cu mama și, mă rog, eu spus ce-o mai... fost până unde o știu dumnealui, mi-a spus. Feciorii aceștia, mândri de portul lor, de tradițiile lor, vor face închisoare, pentru că fraternizau cu lupta partizanilor. Șerpăriile Jilavei, adâncurile Gherlei, se vor umple de țărani, de fiii țăranilor, de bunici, de unchi, de veri, de nepoți, de familii lărgite, devenite obiectiv al securității. La Ludișor, la Pojorta, la Breaza, nu era casă în care familiile să nu fie avut de suferit. Așezările se resimt și azi de pe urma barbariei cu care au fost distruse. La început, când l-am văzut prima dată, eram așa, aproape copil, neieșit de acasă. După aceea mi-a plăcut. Era, m-am spus, un tânăr frumos. Bine, mi-o vorbi frumos și gata. Trebuia și părinții atunci să hotărască, nu numai copiii. Și am zis, da, mă căsătoresc. Și s-o înțeles când să fie căsătoria. Și în iarna aceea m-am și căsătorit. Aveați un costum foarte frumos. Cine vi l-a făcut? Păi îl comandam aici în oraș și era o femeie care a făcut cursuri pentru costumele astea, școală. Și acum ăsta era costumul lui mama mea, adică numai cretințele, cum se spune la noi. De la brâu în jos era al lui mama și cu care s-o căsători mama mea. Și m-am îmbrăcat și eu tot cu el, fiind așa tânără, și m-am căsătorit în 2 februarie 47 și Violeta s-a născut în 5 ianuarie 48. Băiatul s-a născut în 5 februarie 1950, înainte de a naște băiatul. El o mai aprovizionat la munte să mă-i ducea cu, cred că cu Jean Pop de la Lisa. Jean era americanul. Da, era pădurar. Da. Și la al meu îi plăcea lui Ghiță să meargă în pădure și să mai duceau după lemn, ce știu eu ce. Eu, tânără, s-o duc după lemn, mă duc, biu de sară, pa, ce știam eu, ce făceau ei. Probabil le mai ducea mâncare, ce le trebuia la cei din munți. Și o trecut așa până în 40, da, în 49. Și în 49 mi-au spus că
El e urmărit de securitate. Că o afla de unde? De la oameni, bineînțeles. Că îi aprovizionează pe cei din munți. Și trebuie să plece și el, că și cei din munți au zis, trebuie să rămâneți cu noi, că dacă nu, trebuie să ne trădați. Și bun și făcut, au rămas. O mai venit câteodată, da? Mai stau o zi, o noapte, mai pleca iară și așa au trecut. Până când început securitatea să vină în pojurta. Să mă ia, să mă întrebe unde e ce. Locuiați în pojurta? Da, la el. La el. I-am spus, nu știu unde-i. El nu-mi spune mie tot ce face. El nu-mi spune, mă duc, eu atât știam. Și eram gravidă cu băiatul atunci. Și a venit, mă întreba mereu, ba striga cu mine să spun unde-i. Eu dacă nu știam ce să spun, am spus, nu știu, nu știu. Și după ce am născut băiatul, tot acolo în pojurta, el era plecat, gata, nu mai venea. A venit, nu știu, după cât timp, securitatea și să spun unde-i, nu știu. E plecat, a plecat, mi-au spus, nu știu unde-i. Și m-au luat după ce am născut. Nu știu precis la cât timp a fost. Mi-au luat copilul din brațe, pune-l în pat, spunea. L-am pus. Puiul de bandit. Și m-au luat. Au rămas copii. Și-o luat și pe, după ce m-a dus pe mine, a dus în păgăraș la securitate, m-a băgat acolo în beci, într-o celulă cât stai și acolo am stat. Am plâns acolo, am zis și eu o rugăciune și am spus, copil, să vadă ce fac. Și am plâns, am zis, ce face copilul meu? Trebuie să-i dau piept. Zic, aduceți-l aici, dacă mie nu-mi dați drumul. Iar, zic, un pui de bandit. Știu din memoriile lui Gavrilo Goranu, de pildă, care l-a cunoscut pe Gheorghe Hașu și care a povestit despre acest moment, că era una din cele mai vesele fete din Șezători. Avea 16-17 ani și participa iarna la șezătorile tradiționale din țara Făgărașului, unde s-a și întâlnit cu bunicul, care se întorsese din război, fusese rănit și decorat în al doilea război mondial și se terminase nebunia, voia să-și caute o soție, să se așeze la casa lui, să aibă o familie, să aibă copii. Și a plăcut-o foarte tare pentru veselia și deschiderea ei. Ce mai aștept dacă el nu mai veniți? Spui că nu știu unde-i. Nu știu. De ce nu divorțez? Păi, de ce să divorțez? Păi, să divorțez. Ce crezi, că el o să mai vină? Niciodată. Niciodată. Bagă divorțul. Ce să fac? Am băgat divorț. M-am divorțat, m-am dus tot înapoi acolo, în pojurta, la copii. Ce să fac? Pentru acolo era, acolo am născut copii, nu m-am dus cu copii. Acolo era casa lui. A venit iar, iar m-a luat. Iar stai două zile la securitate acolo. O luat pe socrii. O lua pe Victoria. Păi ce să fac? Cum să mă duc?
Păi să te duci de ei, nu mai aștepta, n-ai ce să aștepți. Îmi lua copiii și am plecat la părinții mei. Am zis, poate acum am divorțat, poate am plecat de acolo, mă va lăsa în pace. De unde să mă lase? O veni mereu și acolo. Iar m-au luat și m-au dus. Și seara după ce am luat bătaie ca lumea iară, iară să spun unde-i trântită jos, du-te, m-au dus. Paznicul, nu știu, în veci acolo, în celula aia, stat acolo. Seara când m-a scos, m-a întrebat unul, era numai sus. Dacă ți-o dat ăștia ceva de mâncare astăzi? Zic, da. De ce minți? N-am mai răspuns nimic. A zis mi-o dat că mi-a fost frică, că mai ia și ăsta la bătaie iară. Minți că nu ți-o dat nimic. Ce-o bătut ăștia? Zic nu, că mi-a fost frică că mai ia și el. Minți că te-o bătut, dar să nu spui nimărui. Uite, eu îți dau drumul. Dar cum te duci acum acasă? Pe întunerec. Era întunerec. Nu știu. Nu, du-te. Aveam 12 km de mers. Pe jos de sculță, că așa m-a luat, era, bineînțeles, vară. Când am ieșit în curte, era și tatăl meu. În curte, probabil i-a spus, aștepte să-mi dea mie și mie drumul. Am plecat amândoi pe jos. Ce să facem? N-ai bani la tine, n-ai nimic. O mă ajunge, când o mă ajunge. O așezare frumoasă este Lisa. De aici se trăgea și Octavian Paler, publicistul și scriitorul de mai târziu, care va vorbi despre istoria luptelor de partizani. Îi căutăm pe urmașii eroilor, cei care au avut și ei de suferit. Fica lui Ghiță Hașu, dintr-o familie în care toți au fost închiși. Am realizat în urmă cu 3 ani, când încă mai trăia, un interviu cu Eugenia, soția lui Ghiță Hașu, care de la 20 de ani până a închis ochii și a așteptat bărbatul să vină din închisoare. În toți acești ani, zâmbetul i-a pierit de pe chip. Eu nu l-am cunoscut pe tata. Eram în pântecul mamei de 4 luni. Da. Și în ziua de 14 septembrie 1951, el a plecat în munți. Și s-a înscris în grupul lui Gavrilă Ogoranu. Și a rămas acolo și eu m-am născut în februarie. În 52. La puțin timp după ce s-a pronunțat sentința de divorț. Atunci mama a trecut pe numele de fată, Șerban. A divorțat? A divorțat, fiind forțată să divorțeze, pentru că o amenința tot timpul că îi va lua copiii și nu-i va mai vedea niciodată. Și atunci s-a gândit să divorțeze și a trecut pe numele de fată și eu am trecut, pe mine m-a trecut pe numele ei, Șerban.
Și în certificatul de naștere, eu am linie în dreptul tatălui. Și nu s-a putut repara până astăzi? Nici n-am încercat după Revoluție să mai repar. Uite, chiar am adus o copie la certificatul de naștere. Ca să vedeți. Și eu fiind copil, n-am avut acces la certificatul meu de naștere și nici nu mi-a spus nimeni că ce s-a întâmplat cu tatăl meu. Tatăl meu era înlocuit în sufletul meu, în mintea mea de copil, cu bunicul meu, care era Șerpan Cornel, se numea, îi zicea Cornilă, și eu îi ziceam tăticul mare. El era tăticul meu. Și el mă ocrotea, el mă ajuta, el mă lua de mână, el mă lua în brațe și pe el l-am știut de tată. Până pe la 10 ani, când începea lumea pe stradă să-mi șoptească câte ceva la ureche și să spună, eu am fost prieten bun cu tatăl tău. Măi, dar nu știam eu ce se întâmplă. Eu aveam tată pe bunicul meu, pe tăticul mare, așa-l știam de tată. Apoi, când să-mi fac buletinul, atunci am ajuns și eu în posesia actului, certificatului de naștere și a buletinului și am văzut că eu am doar mamă, nu și tată. Dar când cea mai mare dezamăgire a fost în primii ani, atunci aveam vreo 12 ani, în 1964, când au început să vină să se elibereze cei arestați de aici din Lisa și când lumea a ieșit în stradă să-i aștepte, că veneau... Erau mulți, nu? Da, și veneau de la gară cu căruțele. M-am dus și eu acolo și așteptam parcă să vină și tatăl meu, ca un copil care aștepta și ea să-și vadă tatăl. N-a mai venit, am tot așteptat, dar n-a mai venit, pentru că pe el l-a omorât și l-a executat în 1957. Da, pe noi nu ne-a anunțat nimeni, n-am primit niciun certificat de deces, nimic, noi nu știam. Și la fereastra noastră venea fel și fel de diversiuni. Venea cineva, bătea în geam și spunea lui maică-mea, eu ziceam lui maică-mea, mami. Și spunea, să știi că Jean trăiește. L-am văzut eu în închisoare, dar el era de fapt din 57 executat. Și fel și fel de diversiuni de genul ăsta. Și nu mai știam ce să credem, că trăiește, că nu trăiește. În 1972, când am terminat eu liceu pedagogic, am făcut o cerere către Ministerul de... către Tribunalul Ministerul de Interne. Ministerul de Interne. Și ne-a venit certificatul de deces acasă. Și atunci ne-am dat seama că totul a fost o diversiune. Certificatul era înregistrat în 1964 la primăria din Jilava. Deci nu era în 1957 când a fost executat. Și cu asta s-a încheiat. Adică nu mai putea să vină nimeni să ne spună că aveam actul. Noi aveam actul. Deci indiferent ce ne zicea, l-am văzut, am vorbit, l-am văzut în închisoare, nu se mai lua de bună, era totul fals. Și când am terminat eu liceul pedagogic, eram o fetiță, cum să zic, de major acum, că aveam 18-19 ani, care am avut bursă de merit în fiecare an, începând din anul 1 până în anul 5. Și când să-mi iau postul, atunci prima condiție era să fii din localitate, să fii din comuna respectivă, ca să poți să ții și dacă era post acolo. Tu aveai prioritate. Ei, mă băteam pe un post care era în comuna Lisa, cu unul care nu era din comună, era dintr-o comună apropiată. Și am stat până seara, până s-au terminat toate posturile, deci toți colegii mei au plecat. Eu n-am putut, nu m-am plâns. Seara a venit dirigintele meu
și mi-a spus, dragă, nu mai ai ce face, trebuie să iei postul care mai e în județul Brașov. Și am luat la Drăușeni comuna Apața, pe lângă Rupea. Departe, greu de accesat, cu școală maghiară, clasele 5-8 și erau câțiva copilași în clasele 1-4. Toți într-o clasă, era simultan. Și zice, postul a fost oferit celuilalt, care nu era din comună, dar are origine sănătoasă, curată. Tu nu ai origine curată. Și din cauza asta nu poți să iei postul. Deci așa mi-a explicat dirigintele meu. Atunci am înțeles, m-am dus și am luat postul care l-am mai găsit. Unul singur mai fost acolo. Ei, am venit, am plâns, mi s-a umflat capul. Am venit acasă și după aceea am început să ne interesăm ce să facem ca să iau, să obțin și un post aici, mai aproape de maică mea, că maică mea plângea și se zdrobea, că să rămână singură. Sora mea era cu serviciu la Sibiu, la Tălmaciu, avea serviciu. Și că eram două surori, ea era mai mare ca mine cu 12 ani, acum nu mai trăiește, Dumnezeu să o ierte că a murit. Și până la urmă Dumnezeu ne-a ajutat, am umblat pe la inspectorate, s-a dus maică mea plângând, a făcut și am reușit și am venit din anul ăla aici. Deci m-am dus până acolo la Drăușeni, dar m-am întors. Mi-a ajutat Dumnezeu. Apoi câte dezamăgiri n-am avut, câte marginalizări, câte jigniri, câte umilințe, toată familia. Deci din anul ăla, din 1951, când el a plecat din ziua aia, toată familia a fost distrusă. Am fost, ziceai că a venit o urgie peste noi, a venit un iad, s-a declanșat iadul, nu știu care cuvânt e mai dureros, iadul sau urgie, nu știu care e mai dureros să-l spun. Așa s-a întâmplat, deci dintr-o familie bogată, nu pot să zic, mijlocie, care își vedea de treabă, care, cum erau și ei, cum erau și bunicii noștri și lucrau pământul. Și taică meu era Jean Pop, a făcut liceul de horticultură la Gioagiu, o răștie. Și a venit și și-a întemeiat aici și are o livadă de un hectar și toată pusă cu 100 de altoi. A plantat-o. Avea o ștupină acolo cu 100 de familii de albine și avea o pepinieră cu răsaduri de altoi din care vindea la lume, pe bani. Și așa făcea și așa au construit casa asta. Și de ce se spunea filerul? Se spunea filerul pentru că a avut un bunic care a fost a luptat în regimentul grăniceresc care era instalat aici în comună și a obținut cel mai mare grad pe care îl putea dădea atunci Austria, armata austriacă, pentru cei care luptau și erau din altă țară pentru ei și i-a dat gradul de ofițer, sergent, ceva și în se zicea filer, i-a dat un grad de filer și ei i-a zis lui taică-meu filerul. Așa se strigau, că și-au pus și nume porecle. După 1989, ați avut putința să vorbiți cu Gavrilă? Da. După 1989, deci mama mea l-a cunoscut pe Gavrilă, dar n-a vorbit cu el decât l-a văzut. În timpul cât ei erau împreună în munte, nu știu unde s-au întâlnit, unde l-au văzut împreună cu Ghiță Hașu, cum veneau ei și cum umblau la cineva în casă, deci că la noi n-a venit. Și povesteam noi după Revoluție, eram în casă, dar după Revoluție imediat, deci cred că în 2-3 ianuarie s-a întâmplat. În 90 și într-o după masă pe la 4 ne trezim în casă, era și mama și noi, toată familia și mai erau doi vecini în casă la noi. Veniseră în vizită și
Intră în casă Hașu, care e de aici, din Lisau, unul Hașu Gheorghe. Și a fost și el arestat vreo 4-5 ani. Și zice, câte maică mea, îl cunoașteți pe omul ăsta? Bună ziua, bună ziua, îl cunoașteți pe omul ăsta? Se uită maică mea și zice, vai, de n-ai fi, parcă ai fi Gavrilă. Ești Gavrilă? Și el zice, da. Dar noi când auzeam de Gavrilă, înainte, când ne spunea mama, și că a intrat în grupul lui Gavrilă și Gavrilă a fost șeful și așa, noi îl închipuiam pe Gavrilă, un om înalt, barosan, cu uitătură furioasă, să fie frică de el și așa. Măi, când am văzut un om cu părul cărunt, o bunătate de om, cum a vorbit și a început să ne povestească, Dumnezeu să-l ierte și pe toți că-i pomenim, și a început să ne povestească și ne-am povestit de a fi rămpărtoși și cum au rămas împreună și așa, și au stat și vecinii aceia de aici, de lângă noi, și au ascultat până la 3 dimineața. Deci de la 4 ziua și până la 3 dimineața am vorbit în casă, prin 2-3 ianuarie 90. Și ne-a povestit tot ce s-a întâmplat. Am avut puterea să ascultăm. În vara aia, înainte de 1989, am făcut curățenie într-un sertar. Și am găsit hârtia, adeverința lui mami, că a fost arestată la Codlea. Și am zis mami, aveam băieții mei. Unul era de 10 ani și unul era de 12-13 ani. Și zic, mami, dar ce facem noi cu adeverința? Să o mai ținem? Să o pun bine? Nu, bag-o în foc, să nu mai știe și copiii ăștia că unde am fost eu. Am băgat adeverința în foc. A venit revoluția în anul ăla, ia adeverință, dacă ai de unde. Dar în iarna aia, până nu a venit revoluția, am fost duși până în Breaza, ne duceam pe jos, că n-avea mașină, și ne duceam pe drumul Brezii de țară, bărbatul meu din Breaza, soțul meu Victor. Și mergeam pe jos cu copiii noștri pe o cale din asta de hotar, nu pe șosea. Și era iarnă prin zăpadă și așa. Și am mers. Noi am mers și ne întâlnim cu un cioban. Ciobanul a fost și el arestat atunci, pe vremea aia. Și ei, mă, că eu am fost prieten cu Jean și eu așa, că taică mi-o zicea nu Jean, Jean în America, dar ziceam aici, toată lumea zicea Jean. Și eu am fost prieten și așa, și tot ce știa el să povestească. Copiii, fiind mărișori de 11, 12, 13 ani, au înregistrat că ce zicea. Când am plecat, plecat să nu le-am spus nimic, când am plecat pe drum, ne-am hotărât eu cu soțul meu, hai să le spunem și lor despre ce e vorba și cine este Jean. Și le-am povestit toată povestea de a fi rămpăr, că ce s-a întâmplat, că a stat în munți, că a fost închis, că a fost executat, că așa. Și la 2 luni sau la 1 lună a venit revoluția. Și am zis, uite că totuși le-am spus și copiilor înainte că ce s-a întâmplat. Am fost mulțumiți de asta. Dar legătura lui cu America care a fost? Părinții lui au plecat în America în anii când se pleca în America, cred că la sfârșitul secolului 19, începutul 20, ca să facă, să-și facă rost de bani, să se întoarcă, să facă aici ceva, să-și facă o afacere, cum ar veni. Și acolo a făcut copilul, a născut copilul pe Jean, pe tatăl meu, în America, și s-a întors cu el, avea 4 ani, pe vapor. Și atunci a venit și au cumpărat, ei aveau o casă, dar aia i-a lăsat-o lui fratele lui taică meu, și ei și-au cumpărat altă casă aici, în mijlocul satului, cu banii ce i-a făcut în America, și și-a deschis o cârciumă, restaurant. Atunci se zicea cârciumă. Și lui frate-so, lui
copilul lor cel mai mic, băiatul, care l-a lăsat pe curtea părintească, acolo i-a făcut o moară pe apă și un fierăstrău pe apă. La fiecare a avut afacerea lui, fiecare copil. Și asta e legătura cu America. Sunteți mândră de tatăl dumneavoastră? Da. Sunt mândră și am fost învățătoare 40 de ani în Lisa. Și cât am putut eu, m-am străduit să le insuflu copiilor dragostea de țară, de patrie, de neam. Și dacă nu aveam clasa a patra și dacă n-am avut clasa a patra unde se făcea istorie, dar nici nu se pomenea de grupul ăsta de... Și după Revoluție, că eu am mai prins 22 de ani după Revoluție. Numai noi vorbeam, restul numai nu. Noi vorbeam, deci nu se scria nicăieri, nici nu vroia nimeni să asculte, nici așa. Dar eu în clasă, asta am făcut. Deci, indiferent că aveam clasa a întâia, a doua, a treia, a patra, eu spuneam că sunt fiică lui Jean Pop, tatăl meu a fost în munți, a luptat contra comunismului. Indiferent, la toate generațiile.